Unul din 51 de copii este diagnosticat, din păcate, cu autism. Sunt statistici îngrijorătoare. În țara noastră, peste 40.000 de copii se luptă cu această tulburare. Simptomele apar de la vârste fragede, iar cei mici au nevoie de ajutor și de multă dragoste pentru a avea un viitor cât mai normal. Alexandra are 39 de ani. În urmă cu 5 ani l-a adus pe lume pe Eduard, un băiețel foarte vesel și pregătit să ofere oricui iese în cale cel mai dulce zâmbet. Însă în 2021 părinții lui Eduard au primit vestea de care se temeau. Undeva prin mai 2021 am primit diagnosticul de 100% tulbură din spectru autist și sindrom hiperkinetic. Era absent, era în lumea lui, nu se juca logic cu jucăriile. În momentul în care am primit prima oară diagnosticul și am spus soțului, răspunsul soțului a fost: asta este, s-a născut să fie un geniu. Din acel moment, viața lor s-a schimbat. Au început să se documenteze și să afle mai multe despre tulburarea de care suferă fiul lor, pentru a-l putea ajuta. În fiecare lună, părinții lui Eduard cheltuie peste 6.000 de lei pentru terapiile copilului. Totul merită, spun ei, pentru ca Eddie să poată avea o viață normală. Însă de multe ori și-au simțit copilul marginalizat, asta pentru că în țara noastră nu este atât de cunoscută tulburarea. A fost greu la început, foarte greu. Nu toți știu ce înseamnă a fi autist. O prietenă m-a întrebat: dar cum ți-ai dat seama că nu aude? Autismul nu are legătură cu auzul. Este boala secolului. Nu trebuie ascuns. Tocmai dacă vorbești despre acest lucru, ai șanse să fii ajutat. Eduard a fost înscris de câteva luni la Centrul de zi pentru copiii cu autism, Asociația Children's Therapy. De atunci, băiatul a făcut mari progrese. Asociația a fost fondată de Irina, mămica unui alt copil special. În urmă cu 10 ani, când a aflat tulburarea de care suferă fiul ei, Irina știa că trebuie să facă ceva pentru a-și ajuta copilul. În 2019 a pus bazele asociației și ajută zeci de copii cu autism să se recupereze și să se integreze. A pornit de la un copil super erou, așa cum îl numesc eu, un copil care s-a recuperat foarte bine, lucru care ne-a dat foarte mari speranțe și pentru alți copii. Grupurile pe care le facem sunt grupuri mixte de copii tipici și copii atipici. Sunt menite să-i ajute să învețe să socializeze și să se descurce cât mai bine la școală. Învață să ridice mâna, să-și aștepte rândul, să împartă sau să ceară de la ceilalți copii. Copiii din centru au parte de fel de fel de programe care să-i ajute. Cei mici sunt evaluați și fac terapie în centru, individual și de grup. Foarte necesară pentru a se face bine. Este foarte important ca părintele să-și dea seama de anumite simptome, cum ar fi că nu răspunde la nume sau că nu înțelege cumva atunci când el este strigat sau să se joace într-un anumit fel cât mai funcțional. Cu ajutorul terapeutului, dar și cu ajutorul familiei, copilul o să prindă cumva aripi în ideea de a socializa, de a își dezvolta anumite cereri. Oamenii pot ajuta pe miile de copii care suferă de tulburare din spectrul autist. Antreprenorii pot redirecționa gratuit 20% din impozitul pe profit, iar angajații 3,5%. Este nevoie de ajutor și de conștientizare. În țara noastră, unul din 51 de copii este diagnosticat cu autism.